Sarea, prieteni, schimbare de plan, întrucât ieduțele au început să sugă în seara aceea, când le-am lăsat cu caprele, am decis să le separ și să las doar țăpișorul între capre. Astăzi, acum i-am dat drumul între capre, văd că e interesat de ele, se apropie perioada de montă. Și cu ocazia asta mai bine protejez și eduțele să nu fie montate, să crească bine. Sunt foarte crescute, dar vreau să crească mai mari, să mai pună vreo 10 kg până prin decembrie. Atunci probabil că le voi lăsa la montă. Mai mult ca sigur că în următoarele zile caprele bătrâne se vor monta. Cred că și anul acesta sura se va monta prima, ca și anul trecut. Place că Edu este activ. A crescut destul de bine. Este aproape cât caprele la 7 luni de viață. Sau chiar 6. Este fătat din februarie. Mare tot timpul din lume să monteze caprele și chiar dacă se vor întoarce, se vor mai monta și în septembrie. Va fi bine. Dacă vor rămâne, vom avea eduți în ianuarie. Bine că s-a mai răcorit un pic, mai este caniculă, iar zilele trecute alaltă ieri de la 38 de grade, într-o zi a coborât la 18 grade, a fost cam mare diferența. Este neplăcut și pentru oameni, ca și pentru animale. Diferență de 20 de grade de la o zi la alta. Mă bucur că am luat hotărârea asta și acum voi fi sigur că eduțele nu se vor monta decât când vreau eu. Să ajungă la un 75% din greutatea adultului. Acum au undeva la 50%, cred eu, zic eu. Pisoii sunt bine, dar acum stau la răcoare aici în fânar. Au crescut foarte mult. Uitați ce frumoși sunt. S-au îmblânzit. Foarte comenzi dimineața când vin, mă așteaptă, le dau bobițe, le dau lapte. Pentru că sunt amândoi motani, vor fi, sperăm că vor fi doi vânători iscusiți.